ia de aici! Oprește-te! Ha! Te-am nimerit iar! Gata, copii, trebuie să plecați la școală! Hai să mergem! A, mama! V-am pregătit și pachetelul! Poftim! Mersi, mami! Să nu întârziați! Stați puțin! Ce-i cu părul ăsta? Arată îngrozitor! Nu puteți ieși arătând așa! Trebuie să fac rapid ceva! O să prind un elastic de păr de furtunul aspiratorului! Apoi o să-i aspir părul lui Grace! Hei, ce ciudat se simte! Apoi, dacă trag elasticul de păr în jos, îi pot face o coadă de cal! O să procedez la fel și cu părul tău! O să-i fac o cărare frumoasă! Acum amândoi arătați mult mai bine! Zi frumoasă! Pa! Ce norocoasă sunt! Oh, ia uite! Ce ridicol! Chestia asta e la modă? Și eu aș putea fi model! Trebuie doar să țin buzele țuguiate! Sau să par iritată! Eu sunt mereu iritată! Oh, wow! Ce tunsoare frumoasă are! N-ar strica să încerc și eu un stil nou! Ar trebui să încerc să-mi fac breton! Cât de greu poate fi? O să tai foarte puțin! Ha? Ia să vedem! Nu! O să arăt super! Oprește-te! Dă-mi foarfeca aia! Nu face asta! Pot să-mi tai singură părul dacă asta vreau! Hai să-ți povestesc ceva! Mai de mult am încercat și eu să fac asta! Mi-ar sta atât de bine cu breton! E o idee genială! Abia aștept! Am terminat! Aoleu! Ce-am făcut? Am așteptat un an întreg ca să-mi crească la loc! Serios? Dar îmi place mult tunsoarea ei! Da, arată bine! Ok, dar o să te ajut! O să-ți prind părul la spate, într-o coadă de cal! Oh, drăguț! O să-ți aduc părul în față! Wow! Acum o să-ți prind bandana asta în jurul capului! Și o să-ți aranjez bretonul! Îți stă foarte bine! Ești cea mai tare! O să-mi fac un selfie! Stai așa! Ce tare! Arată perfect! Emily, ce e? Mi-am găsit o nouă tunsoare! Hai să încercăm! Nu! În niciun caz! Abia aștept întâlnirea asta! Trebuie doar să mai aranjez părul! Cred că vreau niște bucle legere! O să folosesc placa de păr! O să trec câte o șuviță de păr prin placă pe întreaga ei lungime! Funcționează perfect de fiecare dată! Bună, Emily! What? Pot să-ți folosesc placa de păr? Nu mi-am terminat părul! Te rog! Bine, ia-o! Mersi, ești cea mai tare! Pa! Asta e, nu mai fac bucle! Nu mai contează! Arăt bine și așa! Aha. Emily? Ce ai pățit? Nu te supăra pe mine! S-a stricat placa în timp ce prăgeam cârnatul ăsta cu ea! Ce? Mi-ai folosit placa de păr ca să prăjești cârnați? De ce ai face așa ceva? Pleacă de aici! Ah, ce reacție exagerată! Hei, poți să-ți împrumut uscătorul de păr? Nu! Nu vreau să fac nimic legat de cârnați cu el! Incredibil! Ce faci acolo? Sunt atât de supărată! Stai, acum e mai bine! Grace, nu-ți dau uscătorul meu! Bine, ține-l numai pentru tine! Ce egoiști sunt unii oameni! Oare ce voia să facă? Stai puțin! Pot să-mi fac bucle folosind astea! O să-mi iud părul cu apă! Apoi o să-l răsucesc! O să-l țin strâns și o să folosesc uscătorul! Căldura mă va ajuta să obțin bucle! Apoi, când îmi desfac părul, am bucle legere! Wow, ce bine arată! Îmi place foarte mult! Un pic de parfum și sunt gata! Sper să-i placă lui Jake părul meu! Ah, la fix! He, he, he! Abia aștept! Ai văzut? Știu! Nu cred! Ce tare e canalul ăsta!
Ups! Ce distractiv e! Ah, un mesaj! Am o întâlnire! Trebuie să mă pregătesc! Repede! Dă-te la o parte! Stai așa! Ia uite! Ce tare! Gadgetul ăsta ne-ar putea rezolva toate problemele! Wow! Ne trebuie și nouă! Imediat! Alo? Vrem să facem o comandă! Ha? Ce rapid s-au mișcat! Nu mă plâng deloc! O să arătăm super la întâlnire! Hai să-l testăm! O să-ți prind mărgelele astea în păr! Acum trebuie să le fixez! Apoi putem folosi gadgetul! Wow, ce ușor e! Ce bine arată șuvița asta! Wow, ce gadget genial! Wow! Merci, Grace! Huh! Ok, acum e rândul meu! Ok! Wow, ce rapid a fost! Mă simt atât de elegantă! Ok, hai să ne îmbrăcăm! Ești gata? Poftim? Au anulat întâlnirile? Ah, băieții ăștia! Stăm amândouă acasă? Așa se pare! Ha, ia uite! Folosesc ața dentară pe ultima sută de metri! Am ajuns la timp! Bună ziua! Wow, ce bine arată! Nu-mi vine să cred că așa arată dentistul meu! Ce drăguț e! Cum arăt? Oh, trebuie să-mi aranjez părul! Dar nu am perie la mine! Am o idee! Foloseam ața aia! Ce faci? Am nevoie de ea? Ce grețos! Vreau să o folosesc ca să-mi îndrept părul! O să fie perfect drept! Vai de mine! Ața asta dentară e perfectă! Ah, mulțumesc! Pa! Pa! Sunt gata! Bună! Tu ești următoarea pacientă? Ce noroc pe mine! Mă bucur că ați avut timp de mine! Mă doare un dinte! Ok! Am un zâmbet frumos, după cum puteți vedea! Oh, așa că... trebuie să mă uit mai îndeaproape! Speram să-ți spuneți asta! Începem? Da, vă rog! Ce se întâmplă? Aproape-mi terminat! Gata! Un nou look! Ha? Ce? Ce se întâmplă? Te-ai trezit! Părul meu! Ce-ai făcut? Mi-a tăiat bretonul! Arată ridicol! E nevoie de o coafiură de urgență! Trebuie să fie ceva ce-aș putea cumpăra! Aha! Fix ce-mi trebuie! Acușa să arăt iar ca mine! Wow! Arată fabulos! Și o bentiță o să întregească look-ul! Hiu! Chiar eram îngrijorată! Ar fi putut fi o experiență terifiantă! Ce să desenez? Să vedem! Oh, Buggy! Tu ai fi modelul ideal! Nu te mișca! Ok, spune-mi ce părere ai! E reușită! Ți-am surprins bine ochii! Bună, scumpo! E pentru mine? Sper să-ți placă! Cât de palpitant! Nu se poate! Am urechi de pisică! Wow! Stai puțin! Suntem gemene, Buggy? Suntem atât de frumoase! Te iubesc! Revin imediat! Nici o problemă! Ah, mă sună cineva! Oh, bună! Aha, sună grozav! Uite, mamă! Sunt o pisică! Ce dulce ești! Oh, urechiușele mele de pisică! Sunt distruse! Nu pot să port așa ceva! Ce dezamăgitor! Ce mă fac acum?
Oh, stai liniștită, Ashley. Cred că știu ce să fac. Trebuie doar să fim inventive cu părul tău. O să încep prin a-mi pleti o șuviță de păr. Apoi o să facem una și pe partea cealaltă. O îndoinițel și o fixez. Să nu uităm de partea asta. Oh, ești o pisicuță tare adorabilă. Vreau să văd. Wow, mamă, sunt o pisică. Arătăm la fel, Pagi. Îmi țin părul așa. Mă bucur că facem asta. Hai să facem un selfie. Zâmbește. O să arate drăguț. Wow, uită-te în sus. E un elicopter. Ashley, uite. Wow, ce cool. Și vântos. O ia în direcția asta. Părul tău e un dezastru. Serios? Ok, e nasol. Hei, îmi place. Stai liniștită, am o perie. Ah, mersi. S-ar putea să dureze o vreme. M-am plictisit. În sfârșit, părul meu și-a revenit. Mindy, trezește-te. Poți să o iei înapoi. Arăți bine. Hai să bem niște suc. O, nu, vine înapoi. Vai, trebuie să-mi protejez părul. Ușurel, am o idee. O să-ți țin părul împărțit în două și tu te răsucești. Continuă. Aproape-am terminat. Acum o să-l prind într-un coc. Și o să folosesc elasticul ăsta ca să-l fixez. Wow, chiar voiam un look nou. Piu, acum ne putem relaxa. Uh-oh, se întoarce. Cred că o face special. Și părul meu stă la locul lui. Mindy, ești genială. Ah, știu. Hai să facem un alt selfie. Arătăm bine. Trebuie să mă concentrez. E dificil. Asta e ultimul. Am făcut un colier. Wow! Abia aștept să-l probez. Stai! Hop, 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 ciu! Mult mai bine. Stai puțin, colierul meu. Oh, serios? Mi-a luat o zi întreagă să-l fac. Mindy, ce s-a întâmplat? Mi s-a deșirat colierul. Asta-i tot? Eu! Ai grijă, sunt margele pe podea. Mersi că m-ai avertizat. O să mă doară mâine. Scuze, mamă. Am margele în păr. Ce e? Am o idee! Nu te mișca! O să-ți împletesc rapid o codiță. Trebuie să fie subțirică. O să o prind cu agrafa asta. Apoi o să pun mărgelele pe agrafă. Am nevoie de o mână fermă pentru asta. Ok, acum o să întorc agrafa și o să trec mărgelele pe părul tău. O să le urc pe codiță. O să stea nemișcate. Wow, ce frumos arată! Mersi, mamă! Poți să mă coafezi oricând! Cred că am o contuzie! Mi-e atât de foame! Șt, încerc să fiu atentă! Arată delicios! Mindy, ești ok? Îți place mult ceasul ăla? Mindy! Iuhu! Ce faci? Ah, nimic. Nu mai contează. Ok, elev, e important. Știu, o să iau o mică gustare. Abia aștept. Wow! Uite ce gogoș! Ce? Glazură roz preferata mea.
Incredibil! Până aici! Ehem! Mindy, fără mâncare la ore! Speram să nu observați! Era cam evident! Gata cu mâncarea, bine? Vreau o cocoașă! Ah, elasticele lui Sunny mi-au dat o idee! O să meargă! Arată și miros bine! Simt miros de gogoș? Ah, ce ciudat! Am păcălit-o! Cred că merită gustare! Wow, ce treabă isteață! Îmi dai și mie una? Poftim! Wow, mersi! Glazură roz! Ce e cu zgomotul ăsta? Grozavă lecție, doamna profesoară! Ah, mulțumesc, cred! E atât de frig și plouă afară! Oh, nu! Părul meu arată dezastruos! Dar pot să rezolv problema asta? O să-și revină după ce l-o suc rapid cu uscătorul meu de păr. Deja mă simt mai bine! Gata! Arată super! Huh? Nu e normal! Nu mai sta în sus! Ok, e enervant! Ce pot să fac? Aha! Pot să folosesc bigudiurile astea! Wow, ce șuviță țeapănă! Se pare că ăsta e noul meu look! Sau... Nu, e o idee proastă! Trebuie să pot face ceva! Planta asta de aloe ar putea fi utilă! Sigur o să meargă! O să storc gelul de aloe pe periuța mea de la mascara! Nu-mi trebuie mult! Cred că ajunge! Apoi o să-mi trec periuța peste șuvița de păr! Aloe nu numai că e ca o mască de păr, dar îl și fixează! O să-i dau o formă ondulată șuviței mele! O să fac la fel și pe partea cealaltă! Wow, arată uimitor! E atât de chic! Trebuie să țin minte asta și data viitoare! Ăla-i un animal? Cât de scârbos să fie? Totuși, cât de lungă e chestia asta? Vai! Credeam că nu o să mai ies niciodată de acolo! Pe curând! 7 ori 81 egal? Frate, chestia asta e grea! Hei! Vrei să-mi vezi notițele? Opa! Văd Londra, văd Franța, văd chiloței tipei din față! Ha-ha! Mersi că m-ai făcut să râd! Oh, a fost atât de jenant! Dar cum să închid un fermoar cu chestiile astea? Dacă aș putea să-l apuc! Haide! Of, e inutil! Haide, revino-ți! Aproape, am reușit! Of, mă dau bătută! Voi sunteți groaznice! Of, trebuie să intri acolo! Stai, cred că fac! Da, încă puțin! Victoria e a mea! Oh, am ratat tot testul! N-am deloc noroc azi! De ce tot insist să le am pe astea? Marele moment aproape că a sosit! E chiar în spatele cortinei alea! Da, uh-huh. Adică, oh, doamne! Care-i treaba, fetelor? Sunt aici! E așa frumos! Cred că o să le șin! Pentru Instagram! Te iubesc! O să fie virală! Eu urmez? Am atâtea emoții! Sunt cea mai mare fan a ta! Fă-ne poză! Spune rock and roll! Da, arătați bine! Ăla e... păr la sub braț? Arată bine! Da, continuați! Mâinile sus! Aia e! Stai! Ce-i cu tot părul ăla? Arăt ca o bestie păroasă! Nu pot să postez niciuna dintre astea!
Ești cel mai groaznic fotograf! Nu-i altă combinație mai bună ca gustările și melodiile, frate! Oh-oh! Hă? Deja s-au terminat? Ups! Se pare că mai am câteva! Am comis-o! Of, ce mizerie am făcut! Treci la treabă, domnule aspirator! Trebuie să o șterg de aici! Of, ce mai nasoală zi de școală! În sfârșit mă pot relaxa! Bună, draga mea! O, da, spune-mi tot! Aha! Păi și el ce-a zis? Ce nebunie! Dar tu ce-ai zis apoi? Da? Au! Să mă ajute cineva! Restaurantul ăsta e drăguț. Au și cei mai buni burgeri. Eh, așa am auzit. Uf! Stai să vezi desertul. De fapt, am o idee. Te-am prins! Mușcătura perfectă! Întâlnirea asta merge grozav acum. E mai ușor să te concentrezi cu burta plină. Ah, ceva se întâmplă. Trebuie să mă duc la toaletă. Vin imediat. Vai, se petrec chestii. Sper să fie o toaletă liberă. Haide, slavă Domnului. Ce ușurare. A fost bine. E totul ok acum. Dacă mă gândesc mai bine, tot am o problemă serioasă. Nu o să iasă frumos. Ce o faci acolo? Atât de plictisitor! E ridicol! Ce bine că sunt gata! De ce nu pot să apăs chestia asta? Gah! Nu vreau să-mi rupă unghie! Aproape că uitasem! Am falange! Normal! Clienți mizerabili idioți! De parcă aș vrea să fiu aici toată noaptea! Unde e toată lumea? Se pare că am pierdut noțiunea timpului. Iar... Ce s-a întâmplat? Stai! Unde sunt? Am fost răpită? Să nu adorm niciodată în autobuz! Ce mă fac acum? Am unghiile astea ascuțite! Se pare că măcar o dată sunt utile. Da, o să evadez de aici. Cine e acolo? Vin aici! Să mă ajute cineva! Ajutor! Ajutor! A fost doar un vis? Slavă Domnului! Somn ușor, unghiuțelor! N-am chef de învățat. Ce faci, frate? Ne dăm cu rolele weekendul ăsta, nu? Ah, bucurați-vă de priveliște, băieți! Ia uite! Nu pot să-și ia ochii de pe mine! Despre ce vorbiți voi? Uf! Prietene! A căzut lat! Nu! Băieți? Unde au dispărut? Cum ai putut să faci așa ceva? A fost un accident, jur! N-am vrut să vă sperii! În sfârșit a venit ziua! Coletul ar fi trebuit să ajungă până acum! Am și eu treaba mea! Of, haide! Nu suport toată așteptarea asta! E cineva acasă? A sosit! Nu pot să cred! Bună, coletul ăsta e pentru tine. Trebuie să mai faci ceva, să semnezi pe ultimul rând. Ah, da. Ai nevoie de un pix? Nu mă descurc așa bine cu astea. Nemișcat. Stai puțin. Trece timpul, domnișoară. Nu!
cred că glumești. Scuze, deci putea ține prostia asta? Da, gata. Aleluia, mersi. Nu sunt plătit suficient pentru asta. Oare e un nume de om ăsta? Nu pot să duc chestia asta la birou, o să fiu de râsul lumii. Ah, demisionez. No. Așa, unghiuțelor, sunteți gata pentru marele moment? Cine are nevoie de un coțit, nu? O fac! Wow, nu-i așa că e o frumusețe? Spuneți la revedere, unghi lungi! Ți-ai dorit să ai părul lung și strălucitor? Uf, sunt udă luarcă! Ai grijă ce-ți dorești! Părul atât de lung îți poate da foarte multe bătăi de cap! Fiu! Ah. Măcar nu se pierde. E deja dimineață? Ce bine mă simt! Da! Bun. Ah! Iar e luni! Câteva ore de somn în plus ar fi fost de folos! Aoleu! Trebuie să-mi aranjez părul! Hai mai repede! O să întârziem la petrecere! Mai durează 5 minute, ok? Ok! Usucă-te odată! Nu! Totul e! Vai! O să vină Crăciunul până plecăm. Uf! În sfârșit! Sunt gata! David! Stai! Hei! Ce-i așa grozav la ei? Nimeni nu vrea să danseze cu mine! Ce ziceți de asta? Wow! Eu n-am părul suficient de lung pentru asta. Da, fiți atenți aici. Ha!
Ups! Uf! Oh, da, ce tare e melodia asta! Hă? Hei! Ce e? Cum faci să asculti muzică la oră? Îmi acopăr căștile cu părul, vezi? Tare, nu-i așa? Ha! Gata cu distracția! Poftim! Nu e corect! Are cumva extract de fructul dragonului? Au! Îmi cade ceva păr azi. Hei! S-a terminat tot șamponul? Tot e mai bine decât nimic. Scuze că am terminat șamponul? Ah! Ah! Ce tare a fost! Fiu! Parcă ar fi 38 de grade aici! Ești bine? Da! Oare mă vede transpirând? Miroase a spirit de adolescentin aici. De ce nu ne mutăm mai încolo? Da! Scuze, trebuie să plec! Măcar mirosul nu vrea de la mine. Hei, Mandy! Wow, ce rapid ești! Idiot! E fain, nu-i așa? Asta e! Am părul ud. Asta e, trebuie să-l usuc. Wow, ce de apă! Ah, ce bine a fost la duș! Am o idee! Propria mea mașină de vânt! Ce luxos! N-a funcționat! O să-l scutur până se usucă! Ce păr frumos am! Ce păr oribil am! Ce se întâmplă? Vreau să am părul drept! Super! Mi s-a blocat pieptenele! Serios? Hei, ce se aude? Nu e corect deloc! Ia să văd ce se întâmplă! Ești bine? Hai să te ajut! Ia să vedem cu ce avem de-a face! E mai rău decât credeam! Te-ai gândit vreodată să te razi în cap?
Încetişor, mă gâtil. Hai odată. Sunt gata de luptă. N-ai cum să mă învingi. M-am antrenat toată viața pentru asta. Ai fost pe aproape. Ia de aici. M-a nimerit. Am nevoie de o altă armă. Acum e ceva personal. Ups! Dă-mi drumul! Nu! Nu m-a omorât? Fiu! Trebuie să pot face ceva! Știu! O să-ți fac o cărare fix aici! Mă simt mult mai bine! O să folosesc niște gel! Așa o să fie mai ușor de aranjat și o să stea cum trebuie! Aș putea să mă angajez la un salon! E ca un masaj la cap! O, da! Începe să arate bine! Ne mai trebuie ceva! Elastice de păr! Sunt aproape gata! Așa, ce zici? Îmi place foarte mult, mersi! Gata, mi-am terminat treaba! Ce drăguț arată! Ce mult îmi place noua mea coafiură! Stai! Ce păr ridicol ai! Dar, serios? Hei, avem părul la fel! Poate ar trebui să mă rad în cap! Ce bine am dormit! Cum arăt? Wow, arăt oribil! În fiecare zi pățesc asta! Vreau și eu puteri magice! Harry Potter e cel mai tare! Hei, Britney! Nu cred! Hagrid? Ai venit să mă duci la Hogwarts? Abia aștept! Am așteptat toată viața ziua asta! În sfârșit pot purta asta! Sunt atât de fericită! Ce faci acolo? Nu înțeleg nimic! Ce mândră să fie mama! Mi se potrivește perfect! Atenție, Gryffindor, sosesc! Serios, te-ai lovit la cap? Abia aștept ora de poțiuni magice! Îmi vine natural să folosesc bagheta? Hm? Sunt eu, Kylie! Dar credeam că o să mă prietenesc cu Hermione! Stai, ai crezut... ce jenant! Ai stricat totul! Scuze! Stai așa, am nevoie de astea! Super! Astea îmi vor rezolva problema! O să pun un șervețel umed peste perie! Perfect! Funcționează deja! Ce rapid scap de părul încălcit! Wow! Acum nu mai arăt ca un personaj de la Hogwarts! Mersi! Ce mătăsos e! Arăt superb! Trebuie să plec! Pa! Poate rămân acasă! Nu vreau să-mi stric iar părul! Ce mult îmi place părul drept și mătăsos! Secretul e că-l periez de 100 de ori în fiecare seară! Oh, nu! Poate că am exagerat! Ce mă fac? Nu vreau să chelesc! Hei, plantă, ia niște apă! Ce dezastru! Kylie, răspunde la telefon! Britney, oare ce vrea? Bună! Poftim? Îmi cade tot părul! Fă ceva! Trebuie să se calmeze, e prea stresată! De asta îi cade părul! Am nevoie de ajutor! Acum! Ce pot să fac? Sunt disperată! Nu știu! Stai puțin! Știu! Trebuie să-ți hrănești părul! Urmează instrucțiunile pe care ți le trimit! Ok! Sunt dispusă să încerc orice! Cred că am tot ce-mi trebuie! Apă, orez și un bol! Sunt gata! O să torn orezul în bol! Am nevoie de mult! Apoi adaug niște apă și o să aștept 24 de ore! Ce interesantă e cartea asta! M-am obosit de la atâta citit! Ce m-am plictisit! Ok, au trecut 24 de ore! Nu-l pot pune așa cum e! Știu, o să folosesc sticla asta! Wow, ce ușor a fost! Ce bună e lână asta nouă, e mătăsoasă! Ia să testez spray-ul ăsta! Sper să funcționeze, ia să vedem! Wow, deja arată mai bine! Am părul mai puternic!
Da! Nu mai chelesc! E un miracol! Am terminat! Ce cald și bine o să-mi fie! Stai puțin! Are aceeași culoare ca părul ei! Ia să vedem dacă-mi vine! Cred că așa o poartă tinerii! Ce cald ține! Uneori aș vrea să-mi aranjez altfel părul. Aș vrea să arate ca al lui Kylie. Hei! Ce bucle frumoase și voluminoase are! Vreau și eu să am așa părul! Ce bine arată selfie-urile astea! Se și mișcă în slow motion! Am nevoie de unghiul perfect! Păr drept și idiot! Aparatul foto mă iubește! Oare? Știu! O să folosesc ondulatorul ăsta și o să am imediat părul ondulat. O să încep cu șuvița asta. Abia aștept! Încerci un stil nou? Tare! Ce cald e aici, nu crezi? Oh, nu! Părul meu! Nu arată bine deloc! De ce tot pățesc asta? Nu-mi place să o văd plângând. Ok, cred că știu care-i soluția. Bravo! Nu te lăsa pe gubașă! O să folosesc bigudiurile astea. Britney e ocupată și nu mă vede nimeni. Măcar așa nu voi arde părul. Sper. Asta aveam în nas. Metoda asta e mult mai ușoară. Cum arăt? Da, e doar slime, sincer. Câte bigudiuri trebuie să folosesc? Ce a apărut prima dată? Oul sau găina? Ce întrebare dificilă! Ai zis ceva? Mi s-a făcut foame! O să-mi fac ceva de mâncare! Ce bigudiuri moi! Sunt confortabil de purtat! În sfârșit niște tăiței! Sunt delicioși! Mă simt ca un fotomodel! Ce lungi sunt! Și bag direct în gură! Delicios! Ia uite! De acum așa fac părul! Felicitări! Ăștia nu sunt tăiței? Câh, ce grețos! Au! Ce-a fost asta? Ce faci? Îmi mănânci părul? Nu cred! Ai părul ca niște tăiței? Mai bine plec! Arat bine și mă simt bine. Am păr lung și e doar treaba mea. Arată atât de elegant. Wow, ce tare! Arată extraordinar! Uite ce mișcări știu! Așa deci, competiție de dans. Uite ce mișcare am mai exersat. Wow, îmi place! Mia, ia uite! Pare distractiv. Am amețit! Dă din cap! Au! Ochiul! Cred că mi-am luxat gâtul! Nu cred că ne pricepem la dans! E prea periculos! 98, 99, 100! Părul meu arată perfect! Un mesaj! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să întârzi! Super! Mi-a rămas părul sub haină. Nu arată bine deloc. Trebuie să-l scot. Au! Mult mai bine. O să-mi iau geanta și apoi pot pleca. De ce nu mă pot mișca? Iar? E 5-a oară săptămâna asta când o pățesc. Ok, o să-l trag rapid. Au! Bine că m-am eliberat. Trebuie să fiu mai atentă. Au! Îmi calc mereu părul. Parcă aș păși mereu pe un covor roșu personal. Doar că e blond. Măcar nu murdăresc încălțămintea. Trebuie să încep să-mi prind părul. Fiu, în sfârșit am ajuns. Cred că am ajuns prima. Unde-o fi Olivia? Hei, mă bucur să te văd! Te-ai așezat cumva pe părul meu? Poți să te dai? Olivia, trebuie să te ridici. Am avut o zi super intensă. Am văzut un timp drăguț la magazin. Așa că am început să-l urmăresc. Dar nu într-un mod dubios, evident. Da, evident. Părul meu, ce rost are. Hei, bună, ce faci? Wow, e de vis. Deci acum am un ordin de restricție. M-am așezat pe părul tău?
În sfârșit, o să-l impresionez cu mișcarea asta. Uite ce-ai făcut! Ok, cam dubios. Ce jenant! Unde pleacă? Mi s-a desfăcut șiretul. Trebuie să-l leg, nu vreau să pățesc vreun accident. Ok, hai să vedem. Un uragan! Nu! Dar și-a mișcat părul! Putea ieși nasol. Îmi tot intră părul în gură. Ignor-o, ce tragic! Fetele cu părul scurt nu-mi înțeleg niciodată problemele. Ok, cred că o fac din adins. Bine că am terminat. Cum arăt? Nu comentez. Așa rău? Cred că ai nevoie de asta. Ce amuzant! Nu? S-ar sta bine cu părul ras. Acar am încercat. Așa, ce ziceam? Nu mă mai pot apropia de tipul ăsta drăguț dacă nu vreau să am probleme. Ce drăguță ești! Mersi, scumpule! Și ce păr frumos ai! Ok, devine ciudat. Mulțumesc, ești drăguț! Ce-i asta? Ups, îmi cade părul. E normal? Da, pățesc asta mereu. Ok, primim imediat și mâncarea. Mor de foame! Arată delicios! Abia aștept să gust, sigur o să-mi placă. Ups, era să mănânc propriul păr. Poți să te ajut cu ceva? Nu-i bai, sunt obișnuită cu asta, e normal când ai părul lung. Serios, nu mi se pare foarte igienic. Nu-i bai, mă descurc. Scumpo? Nu-i bai, se rezolvă, o să-mi prind părul. Ups, mi s-a rupt elasticul. Acum nu-l mai pot folosi. Nu mai contează. De asta am mereu unul de rezervă. Ai fi surprins cât de des pățesc asta. Vezi? Serios? Din fericire, am ăsta. Ăsta nu o să se mai rupă. Nu o să ghicești ce s-a întâmplat. E de tot râsul. N-am de ales, o să mănânc așa, cu păr. Nu mai pot asista la asta. Știu cum pot să te ajut. Hei, nu-mi public! Data trecută era să fii arestat. Stai liniștită, ai încredere în mine. Știu cum să te ajut. Wow, ești genial! Acum nu mai intră părul peste tot. Pot mânca liniștită. Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Arăți bine, iubii. Ești cel mai tare. Acum că am terminat, pot să-mi dau ăsta jos de pe cap. A funcționat perfect. Plătim? Plătesc eu, cum e și normal. Ce n-ai? Serios? Credeam că glumești. Cum e posibil așa ceva? Da, părul meu e peste tot. Nu înțeleg. E un adevărat mister. Da, fix asta e. Hei, Olivia! Super, doarme. Hei, frumoasa din pădure adormită, trezirea! Bună! Ce faci? Trebuie să plecăm! Sigur că da, o să mă pregătesc! De ce ai părul așa? La ce te referi? Corect, vin imediat! Sper că nu durează mult. O să mă întind puțin ca să stau confortabil. Ok, trebuie să-mi pieptăn părul. Aoleu, parcă aș fi dormit într-un tufiș. Nu-i bai, se rezolvă. Trebuie să trec la treabă. Poate dacă îl prind. Nu arată bine deloc. Poate dacă îl pieptăn și apoi îl prind. Ok, merge bine. Nu-i rău. Ba e. O să mai încerc o dată. Acum arată și mai rău. A treia oară cu noroc? Olivia, hai odată, m-am plictisit. Eram sigur că o să facă asta. Bine că am flamele astea de păr. Acum arată mult mai bine. În afară de șuvița asta. O să bag la loc. Nu-mi place coafiura asta, ce nervant e. Olivia, hai odată! Cred că am o idee. În sfârșit, Olivia... Ce părere ai? Eu cred că-mi stă bine. Ai cumva șapca mea? Dă-o jos. Corect. Mi-o dai înapoi? Mersi, scumpule. Hai să mergem. Am ceva special pentru părul meu. Sticluța asta mică de șampon.
O să-l testez. Trebuie să mă spăl pe cap. Mă bucur că am cumpărat o sticlă mare. O să am nevoie de ea. Mi se pare că am părul uscat. Trebuie să-l spăl. Asta e sticlă pentru întreaga familie. Cred că mi s-a uscat părul. Ce mult îmi place părul scurt. Nu trebuie aranjat deloc. În sfârșit mi s-a uscat părul. A durat ceva timp, dar arată super. Dar acum trebuie să-l pieptăn ca să fie perfect drept. Arată bine. Acum o să-mi fac codițe. Ce mult îmi place coafiura asta. E drăguță. Și mai important, nu e foarte complicată. Nu e bine. O să le dau jos. Cum să-l aranjez? A, știu! O să folosesc elasticele astea de păr. Sunt distractive! Wow! Arată super! Dar n-am terminat încă. O să încep să-mi împletesc cozile. E o idee genială! În sfârșit! Am terminat! Îmi plac la nebunie! Și le pot folosi pe post de mustață falsă. Sau le pot prinde așa. Nu cred. A, știu! Le pot transforma în cocuri. Arăt ridicol? Așa mai vii de acasă. Wow, cred că sunt gata. Banca asta de ore bune. Și totul mi s-a uscat părul. Am obosit, am nevoie de ajutor. Așa mai vii de acasă. Acum sigur o să meargă mai rapid. Dați uscătoarele la maximum. Wow, arată perfect. Acum pot pleca. Ce briză răcoritoare. Oh, urăsc vântul! O să-mi strice părul! Trebuie să intru rapid undeva! Nu știam că azi bate vântul! Nu, ce dezastru! Mi se încălcește părul! Ajutor! Sunt captivă în propriul păr! Ah, ce bine am dormit! Cât e ceasul? Oh, nu! Am întârziat! Și n-am timp să-mi aranjez părul! Auleu! Trebuie să mă mișc rapid! Știu ce pot face? Sper să funcționeze! Wow! Ce schimbare rapidă! V-am impresionat, nu-i așa? Stați așa! Bună! Am venit la petrecere! Poți intra! Hei! Seară frumoasă! Eu pot intra? Stai puțin! Trebuie să port ceva strălucitor! Și nu văd nimic de genul ăsta! Serios? Dar îmi place rochia mea. Se pare că nu pot merge la petrecere. Wow! Ia uite! Am o idee! E timpul să-i distrag atenția. Dacă vrea strălucire, o să-i ofer fix asta. Oh, ce-i ăsta? Încetişor! Trebuie să mă mișc rapid. Hei, ce faci acolo? Pleacă de aici! Câtă lipsă de politețe! Dar am un inel nou! Ce rost are! Psst! Hei, aici! Tu cine ești? Fii atentă! Wow, ce de opțiuni! O să le cumpăr pe astea! O să te coste! Mersi, tipule misterios! Nu m-ai văzut! Trebuie să trec la treabă! O să-mi prind gablonzurile astea în păr! Ce ușor e! Acum clar strălucesc! Trebuie doar să apăs pe acest gadget și gablonzurile mi se lipesc de păr! Wow! Iuhu! Ce mult îmi place melodia asta! Aoleu! Câtă strălucire! Știu! Arată extraordinar! Wow! O să te integrez perfect! Mersi! Ador stilul ei! Arată bine! Ce trebuie să mai fac? Știu, duș de ochi. Fix ce-mi trebuie. Trebuie să trasez o cotiță. Ok, nu asta voiam să fac. Ok, o să mai încerc o dată. E mai greu decât pare. Nu pot ieși arătând așa. Oh, nu, n-am timp de asta. Oh,
Ok, concentrează-te, încetişor. Oh, s-a terminat tușul. Hai odată. E gol. Ce nervant. Trebuie să mă curăț la ochi. Hei, Ashley, ești gata? Trebuie să mergem. Ashley, e totul bine? Se pare că nu. Ce machiaj interesant! Am avut un accident legat de machiaj. Nu-i bai, te pot ajuta. Ai nevoie de niște scoci. Serios? Lipește-l în părțile laterale ale feței. Ah, m-am prins! Aș putea încerca? Folosește acest truc pentru o linie perfectă de tuș de fiecare dată. Lipește-ți o bucată de scoci pe sub nas și sub ochi. Apoi lipește altă bucată deasupra fiecărei pleoape. Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine. Acum ia niște fard negru de ochi pe deget și freacă degetul de colțul ochiului. Scociul e o barieră eficientă. Apoi dezlipește scociul. Vei obține un machiaj perfect! Ce bine arată! Îmi place la nebunie! Ți-am spus că să funcționeze, dar trebuie să plecăm! Ah, ok! Mai am foarte puțin! Gata! Ce urmează? Aș putea să-mi aranjez și părul! O să-mi stea bine cu el ondulat! Acum trebuie doar să aștept! Cred că ajunge! Poftim? De ce nu e ondulat? De ce nu funcționează? Nu înțeleg! Cablul? L-ai ros? De ce? Nu am cum să-l repar! De ce pățesc mereu asta? N-o să am niciodată părul ondulat! Te simți bine, scumpo? Ce-ai pățit, draga mea? Nu mai merge ondulatorul de păr! Uite! Poate te pot ajuta! Am nevoie de peria asta de păr! Poftim? Mama, vreau bucle! Mai întâi o să iau o șuviță de păr și o să o înfășor în jurul mânerului periei. O să o strâng bine de tot. Avem nevoie de căldură, așa că o să folosim uscătorul. Apoi o să desfac șuvița ondulată. Nu cred! Nu te opri, mama! E foarte ușor! O să-ți stea foarte bine! Asta e ultima șuviță! Ok, am terminat! Ce părere ai? Arată perfect! Mersi, mama! Cu plăcere, scumpă, o distracție plăcută! Ce articol interesant! Cred că o să mă dau cu ruj! Ce culoare drăguță! Mersi, mama! Pa! Pa, seară frumoasă! Ce repede a crescut fetița mea! Oh, nu, cămașa mea! Am o pată de ruj pe manșetă! Nu iese! O să-mi folosesc pămătuful! Sigur o să meargă! N-a funcționat! Fardurile lui Mindy! Trebuia să fi folosit asta! Iu, era să uit! Am nevoie de pudră! Stai jos! O să-ți arăt ceva! O să-ți placă! Ok! Uite un truc util! Ia niște pudră de obraz cu o pensulă! Apoi dă-te cu ea pe buze! Nu te mișca! Ai nevoie doar de un pic de pudră! Gata, ajunge! Dă-mi un pupic! Rujul nu se mai ia! Mersi! Pa! Acum trebuie să scap de urma asta! Bună! Stai jos! Scuze, e prima mea zi! Mai întâi o să-ți pilesc unghiile! Ia-o mai încetişor! Ok, hai să alegem o culoare! Care îți place mai mult? Ups! Îmi place cea blă! Bună alegere! Stai
puțin. Ai grijă? Oh, nu! Uită-te la mine! Ce-ai făcut? A fost un accident! Hei, ești bine? Iuhu! Ah, mă gândeam la ceva. Poți să împrumut aia? Bereta mea? Nu, pensula. Ok. O să fie utilă. Scoate vârful pensulei de pe mâner. Apoi bagă vârful într-o sticluță de ojă. Ok, hai să-ți colorăm unghiile. Așa nu o să vergi nimic. Oja se aplică direct pe unghii. Wow, ce idee bună! Cum ți se par? Wow, arată extraordinar! Clar o să mai vin la tine! Ah, mă bucur să aud asta! Poftim, îi meriți din plin! Mersi! Pa! Trebuie să țin minte trucul ăsta și la următoarea clientă! Nu contează cât de lung ai părul, dar cum e mai bine să-l ai? Scurt sau lung? Tu decizi! Bună! Doar vârfurile, te rog! Asta o să-ți protejeze hainele de firele de păr! Bine! Așa, relaxează-te! Ce foarfecă mare! Doar vârfurile, da? Ce s-a întâmplat cu lumina? Părul meu prețios! Ce bine arată! Parcă ar fi o coadă de cal, ha? Domnișoară, vă simțiți bine? Nu pot să fac asta? Fetele astea cu părul lung! Ah, o pânză goală! Ce structură osoasă facială frumoasă ai! E perfectă pentru o coafiură deosebită! Oh, da, mi-o și imaginez! Ești gata? Îți place? E fix ce-mi doream! Păstrează restul! Mă duc să mă laud cu noua mea coafiură! Neața! Julie, ce ai pățit? Poftim? Părul meu! Bună, Elsa! Bună dimineața! Ok! Ce are toată lumea azi? Am fața plină de cușuri! Ce mă fac? Cum pot să le acopăr pe toate? Se observă chiar așa rău? Bine nu arată, asta e clar! Cred că știu ce am de făcut! Oare asta funcționează? Știu! O să-mi aranjez gluga ca să le acopăr! Cred că am reușit! Sau nu? O să stau acasă pentru totdeauna! Sau poate... Mai pot încerca ceva? Primul pas e să-ți secționezi părul! Cred că ajunge! Stai liniștită, e doar temporar! După ce l-ai prins bine de tot, trece vârfurile prin mijloc și întinde-le uniform. Aranjează vârfurile încât să pară ca ai breton. Ultimul pas e bentița. Mi-am uitat manualul de matematică. L-am luat. Ce? De ce pățesc mereu asta? Hai odată! Fiu! Julie? Ce bine ți stă cu breton! Ți l-ai făcut singură? Scuze, trebuie să mă duc la oră! Oare mie mi-ar sta bine cu breton? Aș putea arăta ca un fotomodel! Și oricum, am nevoie de o schimbare! Sunt sigură că mi-l pot face singură! Cât de greu poate fi! Trebuie doar să apuc părul din față și să-l tai pe tot!
Așa. Ce-am făcut? Mi-am distrus părul! Ce bine că mi-am luat o căciulă azi! Trebuie să-mi mai cumpăr vreo 10! Ce amuzat e clipul ăsta! Chiar aveam nevoie de un duș? E cam ud! Ia fi atentă! Wow! Gata, s-a uscat! Vreau și eu să încerc! Și părul meu e ud bine! Of, e prea lung pentru a-l usca așa! Nu mi-am dat seama că o să mă stropești! Ce de apă! Ah, scuze! Ai nevoie de ăsta? Ce bine că ăsta o să-l usuce rapid! Tare! Păi, am ceva de făcut! Cât aștept, o să mă spăl pe dinți! Am nevoie doar de câteva minute! Sper să nu pierdem autobuzul! Încă te usuci? Nu pare că funcționează! Mai ai, Kylie? Evident că da! Părul lung se usucă mai greu! Ok, mult mai mult timp! E o nouă zi, ceea ce înseamnă o nouă coafiură distractivă! Nu-i așa că-mi stă bine părul azi? Bună, elasticule de păr! O să-l port iar desfăcut! Îmi place coada pe care mi-am făcut-o azi! Desfăcut și drept, fix așa! O coadă împletită arată fabulos! Asta e același păr o nouă zi! Cocul ăsta este extraordinar! Nu, de ce să strici ceva ce funcționează? Kylie își poate face o mulțime de coafiuri! Părul scurt te cam limitează! Nu-i așa că arată extraordinar? Vreau și eu o coafiură distractivă! Azi am întâlnirea cu Joey, dar arăt atât de plictisitor! Niște fixativ o să mă ajute! E ca o coafiură nouă ambalată într-un spray! Deja simt că prinde volum! Arată chiar bine, deși e scurt, nu? Wow! Parcă ar fi o tornadă! Nu! Văd! Ce mă bucur că ești aici, Julie! Da, și eu mă bucur! Oare-i place părul meu? Mă întorc imediat! Ce e? Îmi miroase gura? Nu ai timp să-ți aranjezi părul? O coadă de cal rapidă este soluția! Dar ce fac cu toate firele astea? Cred că am nevoie de o agrafă de păr! Deja arată mai bine! Acum mi se vede fața! Da, sunt complet de acord! N-a fost o idee bună să nu mănânc nimic la prânz? Vorbește în continuare, te ascult! Exact! Stai puțin! Mi-am tăiat părul! Te sun eu înapoi! Părul meu prețios! Julie! Ce faci cu toate clamele alea? Mi-am prins firele astea rebele! Cred că ai ratat unul! E fix aici! Cum de l-am ratat? Of, trebuie să o iau de la capăt! Bună, fetelor! Hai să-ți facem o nouă coafiură, Naomi! Amețesc! După ce părul tău e răsucit, o să-l aranjez într-un coc. Ok, te poți opri. Hiu! Acum trebuie doar să-l fixăm. Gata! Rapid, simplu și arată grozav. Urăsc să fac curat. De ce trebuie să fie totul atât de prăfuit? Durează o veșnicie. Trebuie să fie o cale mai ușoară de a curăța podelele. Părul meu e peste tot. Bleah! Blestemul de a avea părul lung. Nici măcar nu văd ce fac. Trebuie să-mi iau o menajeră sau un robot care face curat. Hei! Dă-mi-l înapoi!
Nu mai mânca părul! Dă-i drumul! Ok, gata! Trebuie să fac ceva în privința asta. Ah, foarfeca! Exact ce-mi trebuie! Tu ai cerut-o? Stai! Poate n-ar trebui să fac asta? Aș putea să folosesc elasticele astea de păr în schimb? Pare o idee mai bună! O să separ două șuvițe din părul din față. Apoi o să le leg sub bărbie. Uite așa! Îmi trebuie alt elastic de păr. Acum trebuie să separ șuvița asta de păr și să o leg de alta. O să pun elasticul ăsta un pic mai jos ca primul. Arată bine! O să fac la fel pe partea cealaltă. Vreau să creez un fel de rețea. Acum știu cum aș arăta cu barbă. Ok, e aproape gata. O să-mi leg părul la bază. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Mă bucur că am făcut asta în loc să mă tund. Dar mai trebuie să fac ceva. O să trec chestia asta peste cap. Wow! E perfectă coafiura! Părul meu nu o să mai stea în cale acum. Se pare că mă întorc la curățenie. Am atât de multe fire de păr rebele! Noroc am gelul ăsta! Ar trebui să le țină locului. Efectiv, nu pot să-mi fac părul să stea potolit. Ha? Ce face Naomi? Îmi dai și mie chestia aia? Normal! Cât gel folosești? Încă puțin! Baza bună trece prin meșdiarea. Wow, ce faci? Serios, îți sunt recunoscătoare. Sigur. O să mi-l aplic în păr. Oh, da, altă viață. Părul meu sigur nu o să se mai miște acum. Ai folosit tot gelul? Doar atât a rămas? Ce mă fac? Știu! Trebuie să iau ceva din ghiozdan. Gata! Fix ce-mi trebuia! Wow! Ața asta dentară o să rezolve problema. O să-mi trec ața dentară peste păr. Ceara de pe ea o să-mi netezească părul. Merge! Părul meu e perfect! Oh, îmi place părul tău! Mersi, l-am făcut cu ața dentară. Îmi dai și mie aia? Bine! Trebuia să mă fi gândit că o să se întâmple asta. Ok, am nevoie de prietene noi. Cartea asta e atât de bună! Nu pot să o las din mână! Abia aștept să aflu ce o să se întâmple. Ce spune? Am nevoie de mai multă lumină. Nu văd să citesc cuvintele de pe pagină. Ce e aia? Iu, ce scârbos! Cine face așa ceva? Trebuie să-mi curăț mâna. Aha, șervețele! Sunt ok. Nu, nu se poate. Aia e gumă? De unde vine? Trebuie să scap de ea. Brusc regret asta. Bleah, ce scârbos! Of, nu pot să stau acolo. O să citesc în pat. Stai puțin. Am ceva în păr? Sky! Salut, colega! Asta e guma ta? Trebuie să plec! Hei, vino înapoi! Of, bine! Ia uite! Păi, mi-a venit o idee! Parcurs! Revin imediat! Nu te mișca! Sky! Ce? Asta o să rezolve totul. Spuma de păr? Poftim? Ai atât de multe de învățat. Privește! O să masez spuma în părul tău. Cum o să mă ajute asta? Și apoi pot să trag guma. Wow, vrăjitorie! Șmecheră faza, nu-i așa? Vai, ești uimitoare! Mersi! Mie mi se întâmplă mai des decât ți-ai imagina. Nici să nu te gândești. N-ai văzut nimic. Wow! Sunt atât de plictisită. Trebuie să mă machiez. Ador nuanța asta. Știu! Hei! Bună! Deci, pot să iau biletul ăsta? Te rog, te rog frumos. Nu, e al meu.
părul lui Naomi ar putea să fie mai frumos. O să ajut eu. O să pulverizez pe perie niște colorant pentru păr. Culoarea asta o să-i stea bine. Trebuie să acopăr peria. Cred că ajunge. Nu o să bănuiască nimic. O să fie super! Ok, ce urmează? Ah, părul meu! Îl periez rapid și o să fiu gata! Huh? Părul meu frumos! E mov! Arată grozav! O să fac și partea cealaltă! Îmi place la nebunie! Mersi, Claire! Ah, da, nicio problemă! Am ceva pentru tine! Woohoo! Ce antrenament grozav! Simte cum arde! De ce sunt antrenamentele atât de intense? Ok, fandări! Urăsc fandările! Nu te supăra! Îmi stai în cale? Vorbești serios? Wow, este o premieră! E vreo problemă? Nu, continuă! În fine! E amuzant! Uite ce păr ai! Îmi place la nebunie! Vorbești despre mine? Ce are părul meu? E cam răvășit! Ok, e super răvășit! Trebuie să-l prind! Am nevoie de șiretul ăla! E timpul să fiu vicleană! Eu trebuie să mă odihnesc! Și să beau ceva! Sunt ca un ninja! Nici nu se știe că sunt aici! Trebuie să fiu rapidă! Mult mai bine! Aproape l-am luat! Infracțiunea perfectă! O să-mi leg șiretul prin împletitură! Și o să fac la fel și cu cealaltă împletitură! E ca și cum ți-ai pune șireturile la Adidas! O să merg până în creștetul capului! Acum o să-mi las părul liber! Nu mai e răvășit! Și pot să-mi continui antrenamentul! Ok, o să mă reapuc! Wow, ce bine arată părul ei! Trebuie să continui! Arată mai bine ca părul meu! Chiar sunt impresionată! Vai! Ouch! Ok, m-a durut! Ai picat fix în nas! Ți-a plăcut? Wow, ce carte fascinantă! Ce urmează pe lista de lectură? Ah, o revistă de benzi desenată cu Huggy Wuggy! Ia mâna de pe mine! Te-am păcălit! De ce ai face așa ceva? Ce imatură ești! N-a fost amuzant deloc! E timpul pentru răzbunare! Poftim! Folosește astea! Ce n-ai? Ce se întâmplă? Dacă vrei să vorbești ca Huggy, ai nevoie de buze ca ale lui! Despre ce vorbește? Wow! A funcționat! Buzele mele arată super! Trebuie să-mi iau manualele pentru ora! Wow! Leo e de vis! Ah! Hazel, tu erai! Hei, Leo! Hai să facem o poză împreună! Serios? Noi doi? Sigur! Ce faci? Am o idee mai bună! Stai pe loc! Ok! Cum ai ieșit? Trebuie să o printez! Fii atentă! Ce faci acolo? Acum arăți mult mai bine! Dar... Serios, e o îmbunătățire! Ce rău ești! Nu-mi vine să cred că a făcut asta! Ce se aude? Hei, Hazel! Ce-ai pățit? Leo, mi-a rupt poza în două! De ce e viața atât de groaznică? Ce-a făcut? Nu-i bai, se rezolvă! Degeaba încerci! Am nevoie de cutia mea magică de gadget-uri. Ce e asta? O să-ți placă garantat! Atenție la rechin! N-avem nevoie de asta. Ciudat! Ce caută asta aici? Chiar mă întrebam unde a dispărut. Ce mult îmi place asta! E super distractiv! Îndreptă-o ăla spre mine, vorbesc serios! O să apăs pe el! Ce de mizerie! Ce bine e!
E rupe! E super șmecher! Mă prostesc și eu! Mă bucur că nu mi-ai spart și mie coșurile așa! De ăștia avem nevoie! O să te scape de coșuri! Aș încerca orice! Plasturii ăștia antiacneici acoperă orice iritație și pot grăbi vindecarea! Wow! Parcă aș trăi în viitor! Trebuie doar să le lipești peste coșuri! E foarte ușor! Și acum, ce facem? Așteptăm să se producă magia! Îi pot da jos? Abia aștept! Wow! Arăt super! Ce ten curat am! Strălucești! Pot să văd și eu? Wow! Mersi, Julie! N-am terminat încă! Ai nevoie de un stil nou de machiaj! Hai să încercăm alte culori! Stai așa! Wow, Hazel! Ce ai pățit? Dispar tot, Cilaro! Hazel, uite numărul meu! Trebuie să mă suni! Nu cred! Poftim? Ce-am făcut ca să merit așa ceva? Hei, Julie! Ce emoții am! Și eu, dar o să ne distrăm! Vino încoace! Ce drăguț ești! Aoleu, am mustață cumva? Părul meu, ce jenant! Nu-i bai, se mai întâmplă! Îmi cer mii de scuze! Stai liniștită, nu-i bai! Nu, nu pune mâna! Relaxează-te, e în regulă! Părul tău încearcă să mănânce mâna! Nu trage de el! Vai, ce jenant! Un monstru! Da, dă-mi-l înapoi! Îmi cer scuze! Ar fi îngrozitor! Nu pot păți așa ceva! Ce faci acolo? Uite, nu pot ieși așa afară! Mare volum și arată oribil! Îngrozitor! Știu ce putem face! Vino încoace! Lasă peruca aia! Iu, ce bine! Am nevoie de cutia mea magică! Aici avem tot ce ne trebuie! Ăsta e pentru un plus de strălucire! N-ai nevoie de o perucă! Interesant! Hai să începem! O să-ți lipesc ștrasurile de păr! Wow, arată super! Ia să văd și eu! Wow, ce drăguț! Nu te opri! O să-ți acopăr toate șuvițele la fel! E rapid și ușor! O să mai folosesc câteva culori! Ce elegant arată! Serios? Vreau să văd și eu! Wow! Mersi, Hazel! Arăți super! Ești cea mai tare! Bună, Julie! Mă bucur mult că am ieșit în oraș! Wow, ce păr superb ai! Și strălucește! Ok, devine ciudat! Ce drăguță ești! Ce carte captivantă! Un monstru! Stai! Julie? Da! Ce faci? Wow, arăți super! Da, știu! Dar arăți altfel! Și tu ai nevoie de o transformare! Da, sigur! Ce se poate întâmpla? Iuhu! Știam că o să fii de acord! Hai cu mine! Sunt gata! Cu ce să începem? Cu niște piercinguri? Pare dureros! Era dacă era adevărat! Uite! Tare, nu-i așa? De ce ai făcut asta? Nu-i adevărat! Vezi? Uite! Are magneți! Nu e un piercing real! Wow, ce tare! Hai să începem! Avem aici tot ce ne trebuie! Poftim! Îmi plac surprizele! Speram să fie un diamant! Când te-ai uitat ultima dată în cutiuța asta? Nu bag asta în nas! Stai liniștită, trage de ele! Ok! Hei, a funcționat! Da, au magnet! O să le încerc! Abia aștept! O să încep cu urechile! Hei, arată bine! Ce relaxant e! Aș putea face asta non-stop! Mama nu mă lasă să-mi fac piercinguri! Ar fi neagră de supărare dacă m-ar vedea! Ok, acum nasul! Știi ce? O să-mi pun și pe buze!
Oh, în sprânceană! O să arate super! Ups, îmi vine să strănut! Ah, mă simt mai bine! Ups, piercingurile mele! Ce-ai pățit? Ah, da, nu pot strănuta cu ele pe față! Trebuie să le căutăm! Ai găsit vreunul? Nu! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Au dispărut! N-are rost! Poate n-am nevoie de piercinguri în nas! Hei, ai grijă la mâinile alea! Stai, ai văzut? Recuperează-l! S-a lipit de frigider! Ce strănut puternic! Iu, e curat! Nu se dezlipește! Hai odată! Nu se poate! Julie, mă ajut puțin! De ce durează așa mult? Hazel, ce faci acolo? Hai, nu te mai prosti! Wow, te-ai lipit, nu glumă! Te ajut imediat! Ce magnet puternic! Îmi pare rău, Hazel! Nu cred că te pot dezlipi! Trebuie să faci ceva! Hai să încercăm altă abordare! Cred că am făcut o greșeală! Nu m-am gândit bine la asta! Împinge tare! Încerc! Asta e, o să trăim așa de acum înainte! Oh, da! M-am întins bine! Ce bine e! Nimic nu se compară cu o sesiune reușită de yoga! Ce relaxant e! Simt cum se topește toată tensiunea! Aveam nevoie de asta! Încetişor, încă puțin! Oh, ce se aude! Stai liniștită, calmează-te! Mult mai bine! Ceva nu e în regulă! Nu arată bine, dar rezolv ușor! Ce faci acolo, Julie? Mă machez, ignoră-mă! Sau încerc! E mai greu decât pare! Hei, îmi strici tot zenul! Scuze, am terminat! Ce n-ai? Arăt ca un urs panda! Ignoră stresul și zgomotul! Expiră și întinde-te! Am ceva pentru tine! Nu poți să zici că nu sunt o prietenă de treabă! Și poate așa o să am și eu parte de liniște! Te-am auzit! Folosește astea! O să-ți... A, da? Mai povestește-mi! Oh, stai o secundă! Mă întorc! Imediat! Naomi, ești bine? Dinții mei! Trebuie să fie ceva pe aici! Hei, bătrânica aia are dinți! Mă ocup acum! Iuhu! E cineva acolo? Aha! Sper să mi se potrivească! Of! Se simt ok! Scuze, David! Așteaptă! Stai puțin! În fine! Cred că pot să uit de treaba asta! Betty încă doarme? E șansa perfectă să-i fac o farsă! Toată lumea vrea mai mult păr, nu? Eh, poate că nu aici! Oh, nu! Cred că se trezește! Ha? Ha? Era cât pe ce! Și să nu uiți să ascunzi șmecherile astea! Părul ăla rămâne acolo! Aveam nevoie de puiul ăla de somn! N-am mai dormit așa de bine de o veșnicie! Huh? Ce am pe buză? Am ceva pe față! Oh, pe bune! E ok, o să-l rad! Unde-i lama mea? Oh! Stai, mi-a venit o idee! Am pierdut-o foarte că pe aici! Oh! Cutiuța mea cu minunății! Trebuie să am ceva util aici! Aparatul meu de smuls sprâncenele! N-ar avea de ce să nu meargă și pe buza mea! O să-l încerc! Simt că dispare părul! Da! Pielea mea e atât de uscată azi! Aia-i crema hidratantă a lui Naomi? E timpul să se schimbe formula! Ah! Să nu-i de piept! Pielea e atât de sensibilă în zona aia? Ah, o să fie tare treaba! Ah, cred că trebuie să mă pregătesc pentru diseară.
Ce mi se din halat? Păr pe piept? Dar cum? Cum de s-a întâmplat asta? Frate, e deja dimineață? Am avut cel mai tare vis și sunt pregătită pentru micul dejun. Ce noapte! Cred că trebuie să mă dau jos din pat. Mă rog, e timpul pentru micul dejun. Bun! Ești deja îmbrăcată? De ce? Naomi, tu și fețișoara ta somnoroasă! Ok, ok, mă duc. Îți stă mereu bine cu mov? Da. Măcar nu trebuie să port sutien. De ce e chestia asta invers? Nu văd! M-am speriat, nițel. Ta-dam! Cred că trebuie să pieptăm dezastrul ăsta. Ce încălcit e! Doamne, Betty, ce rapid ai fost! Pot să-mi fac și eu codițe împletite, să știi! Stai, cum începeam? Naomi! Hei, măcar am încercat! Lasă-mă să te ajut! Ok, nu te ating, am înțeles! Hei, stai puțin! Gadgetul ăsta ar trebui să te ajute! Poftim! Wow, chestia aia pare super cool! Agăți niște păr și îl tragi prin toate cele trei găuri. Apoi aparatul face toată treaba. Vezi? Nu s-a încălcit deloc! Ce-ar fi să decorezi codița cu niște mărgele? Și de ce să te oprești acolo? Putem face codițe împletite peste tot! Eu și mărgelele! Fetele care își împletesc părul împreună rămân împreună! Acum hai să mergem! La-l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 a! Cine-i fresh și curățică? Tipa asta? Woohoo! Da! Aoleu! Zici că am băgat degetele în priză! Cum de s-a electrizat atât de tare? Stai puțin! Ce-ai pe cap? E o invenție care seamănă cu un elefant roz! Doar că ți-ai pus-o în cap? Nu, e doar un truc genial pentru păr! Părul ăsta e fin ca mătasea! Dar părul meu e atât de electrizat și trist! Poftim! Mersi! Ok, să vedem! Pune-ți-l pe cap! Ai grijă să fie strâns bine! Apoi acoperă duza uscătorului! Gata! Intră aerul! Wow, chiar ajunge sus! Să vedem dacă a funcționat! Pe locuri, fiți gata! Și le liberez! E uimitor! Ca și cum abia aș fi plecat dintr-un salon de coafiură! Și nu-ți face griji, ținuta mea e gata! Vezi? Așa, dragă, să mergem! Cred că a sosit mașina noastră! Eu stau în față! Emojiul ăla-i șmecher! Hei, ia uite! Leo s-a tuns! Ce sexy e! Da! Trimite-i un selfie! Ok! Să-l vedem! Vai! Poftim? Nu știam că bărbia mea arăta așa! Cred că era doar un unghi prost! Zâmbește! Așa, și? Doamne, selfie-ul ăsta e și mai rău! Cred că am nevoie de un transplant de față! Nu! Dă-mi ăla! Te ajut eu! Deschideți editorul foto! Și după câteva mici modificări... Ce? Ai încredere în mine! Acum e mai bine! Vezi? Cred că ai nevoie de ochelari, dragă! Ți se pare amuzant, ha? Dar încă mă simt super urâtă! E ok! Stai așa!
Am nevoie de accesoriul meu preferat. Ok, Naomi, poftim! Ia uite ce față superbă! Da? Nu te supăra! Vrei să port chestia asta? Ok. Da, pune-ți-o! Așa? Păi și acum ce fac? Mă simt fix ca înainte! Am plecat de aici! Arăt ca un monstru! Sunt un caz pierdut! Dă-mi-o jos! Calmează-te! Așteaptă 5 ore, ok? Hai să ne așezăm! Cât e ceasul? Cred că pot să scot chestia asta acum. Aha. Sper să fi funcționat. Și? Fața mea arată grozav. Cât timp ai purtat chestia aia? Nu! Nu o face! Frate, ce-am creat? Un mesaj! Ce e chestia asta? Ce scârbos! Crezi că i-a plăcut? De ce m-a blocat? Cred că mi-au rămas lacrimile blocate în ochi! O să încerc să mă machiez, nițel. E mai greu decât mă așteptam! Nu! Așa! Am nevoie doar de un deget ca să storc nițel! Ce mizerie! Bleah, scârbos! O să mi-l aplic direct pe față! Hei, nu-i așa de rău! Super! Am nevoie de o singură mână ca să-l întind! Sper să nu fie prea mult! Așa! Cred că l-am uniformizat! E timpul pentru buze! Așa! Uf! Rapid! Să nu curgă! Cred că de aici îmi începe buza! Ok, mă descurc! Hei, Betty, ce mai faci? Te-ai uitat în oglindă recent? Ești mai fricoșătoare ca un clovn! Uite! Ce-am făcut? E ok, nu te panica! Șterge-te! Peste tot! Of, ce mizerie! Ai nevoie de un pic de ajutor la întinsul fondului de ten! Wow, nu știam că există așa ceva! Aplică fondul de ten pe pensulă și pune-ți-o pe față! Uniformizează totul pentru tine! Wow, chestia asta îți salvează viața! Sunt iar frumușică! Și pentru buze încearcă asta! Apoi puneți-o pe buze! Așa! Boboticul! Ok, cred! A mers, a? Super! Aproape că uitasem! Ce faci acolo? Sprâncenele mele, vezi? Nu am niciun moment de liniște! Ador nuanța asta nouă de ojă! Să vedem! Hei! Glumești, serios? Nu e ok! Sper să nu rămână pătată! În fine, o să-mi termin unghiile! Și el ce-a zis după? Pe bune! Și ce i-ai spus? Eu aș fi luat o razna! Nu! Upsi! Am ajuns acasă, scumpo! Cămașa mea! Ce naiba-i asta? Ar fi bine să mărturisești, Naomi! Până aici! Vrei să-mi explici? A fost un accident! Sticluța s-a ridicat și s-a vărsat! Nu venea să cred! I-am zis să înceteze, dar avea propria personalitate! Ce ciudat! O poveste trăznită, nu? În fine!
Ei bine, vino cu mine! O să-ți arăt cum putem rezolva problema asta. Se mai întâmplă accident, dar trebuie să fim pregătite. Folosește chestia asta. Nu înțeleg. Așa? O fac cum trebuie? Nu fi ridicolă! Îți bagi degetele în ea, prostuță! Și-ți ține oja! Oh, wow! E mult mai greu să o verși așa! Și te poți concentra pe unghii! Vezi ce ușor e? Da! Spune-i nu! O fac eu dacă nu o faci tu! M-ai auzit? Cred că treaba mea s-a încheiat aici. E deja dimineața? Frate! Ce somn bun! Dar trebuie să mă pregătesc. Vai! Când mi-au apărut milioane de puncte negre? Ajutor! Oh, nu! Naomi, uită-te la fața mea! Sunt hidoasă! Stai! O să mi le scot pe toate! Nu, nu faci asta! Așteaptă! Trebuie să am ceva pe aici! Poate merge să le acopăr pe toate! Poftim! Ăsta ți le scoate cu blândețe! Și nici nu o să-ți lase cicatrici! Vezi? Îți curăță porii! Mulțumesc! Oh! E timpul pentru un duș relaxant! Abia așteptam treaba asta! E atât de plăcut! La la la, cânt în duș! Ar trebui să fiu o vedetă pop! Cred că asta sunt eu! E timpul să mă usuc! Ador lucrul ăsta! E ca și cum aș avea propriul meu curcubeu mic! Acum și trebuie să plec, așa că mai bine mă pregătesc! Cum îmi stă părul? Poate că ar trebui să încerc ceva diferit! Stai așa, îmi amintesc ce s-a întâmplat data trecută! Au! M-a durut! De ce tot fac asta? S-a blocat cablul! Ce? Ce s-a întâmplat? Nu, nu e bine! Nu mai folosesc niciodată chestia asta! Trebuie să existe o metodă prin care să-mi fac bucle fără să mă rănesc! Poate merge să folosesc cleștii ăștia de rufe! Merită să încerc! Îmi pun părul pe uscătorul de rufe și apoi îl răsucesc pe barele astea! Acum o să folosesc cleștii ca să-l fixez! Gata! Sper să meargă! S-ar putea să arăt ridicol, dar o să merite! Ok, să vedem buclele alea superbe! Se simte ciudat! Wow, părul meu arată grozav! E timpul să plec! Auleu! De ce ondulatorul ăsta vrea mereu să mă rănească? Uite-te aici! Wow, ia uite ce brățară! Poftim, vechitura asta! E atât de grea de la toate diamantele astea! Super! Trebuie să-mi dau părul pe spate! Îți plac cerceii mei? Wow, sunt fabuloși! Sunt atât de invidioasă! Ia uite! Impresionantă chestie! Asta e tot? Eu am un zâmbet de milioane! Nu pot să cred! Știu! Asta o să o învețe minte pe Luna! Bijuterii în păr! Ce zici de asta, Luna? Serios? Nu trebuia să se întâmple asta! Nu! A căzut! Ce jenant! Privește! Wow, ce e aia? Efectiv, îți capsezi niște bijuterii în păr! E atât de simplu! Au și culori diferite! Wow, e uimitor! Da, nu-i așa? Ador stilul ăsta! Dar, părul meu e atât de plictisitor! Wow, ce lumină intensă e aici! Nu văd nimic! Ochii mei! Mult mai bine!
Wow! Ia uite ce coafiuri! Le ador! Mi-ar prinde bine un look nou, dar care dintre ele? Hai să încercăm ceva! Îmi trebuie foarfeca asta! O fac! Fii curajoasă! E doar păr! Nu! N-aș face asta dacă aș fi în locul tău! Crede-mă, am pățit-o pe pielea mea! Dă-mi foarfeca! A fost cât pe ce! Nu o să am niciodată o coafiură nouă! Sau o să am? Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc elasticul ăsta de păr ca să-mi fac o codiță și apoi o să dau peste cap. Acum o să-mi împletesc restul părului. O să arate atât de bine! Sunt aproape gata! Partea din spate e rezolvată! Acum o să separ părul din vârful capului și o să bag codița împletită. O trag până sus. Și acum bretonul. O să-mi folosesc placa de păr ca să-l aranjez. Un pic de căldură o să-l rezolve imediat. Și l-am aranjat! Gata! Arată grozav! Ar trebui să apar într-o revistă! Ce ți-ai făcut la păr? Nu înțeleg! Încă am foarfeca? Sunt doar o stilistă bună! Wow, ce bine am dormit! Ah, uite gustarea mea de azi noapte! Oh, e azi? Oh, nu! Am întârziat! Trebuie să mă grăbesc! Vai, părul meu e atât de gras! Nu e un loc reușit! A ce miroase? Se pare că o să mă spăl pe cap! Stai, n-ar trebui să fie apă? Iuhu, apă! Știu că ești acolo! Of, ce mă fac acum? Poate merge să folosesc pudra asta de talc! O să o presar în tot capul! Apoi o să o frec bine! A mers perfect! Pudra de talc a absorbit grăsimea! Părul meu pare că a fost spălat! Acum sunt gata să fac poza! Ha? Ha? Ciu! Hai, noroc! Ok, trebuie să plec! Ce petrecere grozavă! Oh, ce drăguț e! Hei, îmi plac mișcările tale! Vai! Pe bune, ce-are ea și nu am eu? Poate că ar trebui să-mi flutur părul mai des! Dansezi atât de bine! De ce nu merge? Ce nedrept! Nu e vina mea că nu am un păr lung și frumos! Ești ok? Ce-ai pățit? Aș vrea să am și eu un păr ca al tău! Ăsta? Coafiura e cheia! Lasă-mă să te ajut! O să începem prin a scoate elasticul ăsta de păr și o să-l prindem un pic mai sus. O să facem o codiță aici. Apoi o să ridicăm și părul de pe lateral. O să folosim un alt elastic ca să prindem șuvițele astea în jurul codiței inițiale. Acum o să fixăm coada bine. Look-ul ăsta ți se potrivește! Ce zici? Nu se poate! Ăla-i părul meu? Mersi mult! Ești cea mai tare! Haide să dansăm! Hei, te-ai întors! Wow, asta e cea mai tare noapte! Flutură-ți părul ăla, dragă! Ura! Fetelor, puteți să aveți grijă! Un pic de fixativ, închide ochii! Și capodopera mea e gata! Cum ți se pare? E... diferit! Stai, diferit în sensul bun sau rău? Ce-a fost în mintea ta? Stai liniștită, pot să repar coafiura! Toată lumea adoră trandafirii! Ta-da! Serios? Zici că am fost târâtă printr-un tufiș! Dar asta e coafiura mea emblematică! Trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Ce-aș putea folosi? Clema asta ar putea fi utilă! Știu ce trebuie să fac! O să încep prin a-mi prinde părul într-o coadă! Și apoi o să trag elasticul de păr un pic mai jos! O să-mi separ părul și o să trec codița prin el! Și o să folosesc clema ca să-l fixez! Wow! Mi se potrivește! Și a fost așa de ușor! Wow! Cum ai făcut asta? Gata! Renunț! Am plecat! Ha? Care-i problema ei? A fost doar o clemă! Ce joc grozav! A fost greu! Sunt epuizată! Echipa lor a fost bună, dar noi am fost și mai bune!
Clar! Ai văzut ce lovitură am dat? Ce faci? Nu pot să-mi scot elasticul ăsta din păr! Au! Tocmai mi-am smuls părul! O să mă doară! Opa, stai așa! Încearcă uleiul ăsta de cocos! O să te ajute pe cuvânt! Stai să încerc eu! O să turnăm nițel pe elastic și apoi o să-l tragem în jos! Elasticele efectiv alunecă! Și părul meu e așa de moale și miroase apetisant! E ca un balsam! Ah, nu uita de astea! Ok, trebuie să plec spre casă! Pa! Pa, Sofia! Vai! Ah, cred că a fost dureros! Vrei să sun la salvare? Sunt bine! O să stau aici o vreme! Auci! Of, de ce e locul ăsta atât de departe? Wow, uite-te la ea! Oare unde se duce? Stai! Aoleu! Hei! Ce se întâmplă acolo? Nu se poate! Miau! Îmi pare rău, a fost un accident! Îmi plac hainele tale! Mai am nevoie de câteva like-uri aici! Wow! Ăla-i Adam? Vine aici! Poartă-te normal! Locul ăsta e bun! Da, e frumos afară! Aș putea sta afară toată ziua! Eu aș putea să mă uit în ochii tăi toată ziua! Mi-am dat seama acum! Am putea face totul împreună! Eu și Adam împotriva întregii lumi! Oh, da! Aia de acolo e o balenă? Aproape la fel de mare ca dragostea mea pentru tine! Ai auzit vreodată de spațiul personal? Poftim? Vai! Nu te aud, vorbesc la telefon! A fost atât de jenant! Adio, întâlniri la plajă, se pare? Sunt aproape gata, iubire! Ai zis asta acum 20 de minute! O să ratăm filmul ăsta? Perfect! Și acum hainele! Să vedem! Oh, nu! N-am cu ce să mă îmbrac! Of! Nu se termină niciodată, nu-i așa? Nimic, a? Atunci ce sunt toate astea? Ai tone de haine! Astea nu sunt bune? Nu! Efectiv, n-am nimic bun! Dar... ai nevoie de ochelari sau ce? Ziua asta a început fantastic! E timpul pentru selfie-uri! Până și lumina e bună! Ce drăguțe sunt! Chiar focoasă? Să vedem! De ce arată fața mea așa? Niciun filtru nu poate remedia asta! Ah! O lentilă curată e o lentilă fericită! Umflă buzele și aruncă zâmbetul ăla de milioane! Ah, haide măi! Cum de le-am stricat și pe astea? Nu pot să postez așa ceva! Ah, neața! Bună, Ava! Te super dacă facem un selfie? Dar abia m-am trezit! Achiu! Of, alergiile! Mersi! Ok, cum de tu arăți mai bine ca mine? Serios? Abia te-ai dat jos din pat! Nu-i corect! Oh. Cineva s-a trezit cu fața la ceașafă azi! Ce poveste trăznită, nu-i așa? Mi-am adus aminte de ceva! Da, Kevin vrea să merg la o petrecere! Trebuie să te duci! Aș fi vrut să mă invite și pe mine, Kevin, la o petrecere. Mi-ar plăcea să dansez în brațele lui. Pot să vin și eu? Nu așa. Oh, nu sunt machiată. Te ajut eu, Ava. Nu prea-mi lipsește nimic la capitolul machiaj. E timpul pentru o transformare. Da? Ok. Dar am și eu fardurile mele, vezi? Ta-da! Oh, uite-mi pensula! Drăguță, nu? Ce interesant! Mie îmi place să folosesc creioane acum! Conturarea cu ele îmi transformă fața! Chiar dacă arată dubios la început! Fruntea e gata! Acum vine și nuanța mai deschisă! Partea asta e esențială! Seamănă cu niște vopsea pentru față, nu? Și acum avem în program partea de blending! Vezi? A mers! Wow! Vreau să încerc! Sub pomeția!
ușurel cu chestia aia. Da, sub ochi. Ai o mână cam greoaie. Acum blenduiesc, nu? Da, vai! Cred că mai trebuie să-ți exersezi tehnica. Mi se pare că arăt fabulos. Mergem? Așa se pare. Ah, întârzi rău de tot. Ah! Cu ce sunt îmbrăcată? Sunt aproape gata. Arăt decent, nu-i așa? Ah, haide măi. Ah, sunt aproape gata. Iuh! Și-am plecat. Ce e în neregulă cu asta? Am uitat să-mi iau cheile. Aș putea să mă duc să le iau, dar o să las urme prin casă. Ce scârbos! Nu pot să fac asta. Scârbos! Se pare că o să-i dau jos pe ăștia. Sau cel puțin pe unul dintre ei oricum. Și țăpăim! Voi veniți cu mine! Iuh! Și-am șters-o de aici! Am reușit! Stai! Telefonul meu! Nu pot să plec fără telefonul meu! Nu o să plec niciodată la timp! Hei, Annie! Trebuie să vezi chestia asta! Nu e așa că e amuzantă? Of! Ah, Annie! Uită-te la mema asta! Nici măcar nu mi-am terminat cafeaua încă! În sfârșit, pot să stau și eu singură! Și m-am pripit! O pisică pe bicicletă! Asta e o baie! Calmează-te! Pa! Hei, Annie! Ia uite! Ok, sunt atentă la tine! E amuzant, nu-i așa? Ah, haide măi! E haios! Ah, de că s-ar fi urcat în avion! Ce? Frate, sper că e gata de plecare! Întâlnirea noastră era în seara asta? Dar uite ce miserie! Adam nu poate să-mi vadă casa în halul ăsta! Trebuie să fac curat cu viteză maximă! Aproape am terminat! Prafule, dispar! Ce faci acolo? Ups! Slavă Domnului că-mi stă bine părul azi! Din! Bună, Adam! Intră! Te așteptam! Iu! Bem ceva și stăm de vorbă? Păi, ar trebui să plec acum, ok? Mersi că ai venit pe aici! Pe curând! Frumoasă casă! Of, a fost intensă treaba! Ah, înapoi pe canapea! M-am întors! Să înceapă maratonul de filme! Frate, ce bine e! Unde-o fi ea? Ah! Vorbește cu Adam! Mă duc! Salut, prieteni! Ah, ai șiretul desfăcut! Ah, nici nu observasem, mersi! Stai! Toate lucrurile mele! Ce amuzant! Hai, frate, nu se poate! Sper că n-au văzut așa ceva! Sunt pentru o prietenă! Care-i faza? Ești rău! Te ajut eu, stai liniștită! Mersi! Am înțeles! Haide, m-am săturat de tipul ăsta! Stai, vorbeam și noi! Ce nasol! Nu sunt rele! Nu sunt rele deloc! Ar fi trebuit să port niște pantaloni elastici! O, da! Ah, e Ava! Annie? Hei! Pantalonii mei! Oh, mă bucur să te văd, dragă! Hei! Vai de mine! Am atât de multe să-ți povestesc! Cu ce să încep? Sunt atât de balonată! Frate! Ah! Stai așa! Alo? Nu acum! În fine, oricum! Nu știu cât mai pot să stau aici! Poftim? Chiar acum? Îmi pare rău, trebuie să plec! Slavă Domnului! Iu! Mă gândeam eu că o să te găsesc aici! Și îi închidem la loc!
Locul ăsta are o istorie grozavă! Aha, povestește-mi tot! Frate, nu mă simt bine! Și da! Trebuie să plec! Ne mai vedem! Sunt singură? Da? Iu! O, da!